Să ne dea Dumnezeu un an mai bun. Amin. Și pe noi să ne ajute să ne îmbunătățim. Amin. Duhovnicește. Și apoi să ne mai dea ani, cât de mulți și cât de buni. Deschidem Scripturile pentru această seară frumoasă, specială, pentru că iată e prima duminică din an, la Epistola către Romani, capitolul 16. Citim de la versetul 17 până la 27. Romani 16 cu 17. Și într-un mod inedit veți vedea că textul acesta cuprinde de trei ori cuvântul amin, ceea ce face ca să avem aici trei fragmente, trei încheieri. După așa epistolă lungă și bogată ca epistola către Romani, Pavel încheie greu, se tot pregătește și tot încheie și iar încheie. Știți cum face câte un predicator? Tot încheie, tot încheie. Când veți auzi de trei ori cuvântul amin, sigur atenți fiind la text, să spunem și noi amin. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor și prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători. Că despre voi ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur dar de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru, Iisus Hristos, să fie cu voi. Amin. Amin. Timotei, tovarășul meu de lucru, vă trimite sănătate. Tot așa și Luciu, Iason și Sosipater, rudele mele. Vă trimit sănătate în Domnul eu, Terțiu, care am scris epistola aceasta. Gaiu, gazda mea și a întregii biserici, vă trimite sănătate. Erast, vistiernicul cetății, vă trimite sănătate, tot așa și fratele Quart. Harul Domnului nostru, Iisus Hristos, să fie cu voi cu toți. Amin. Iar aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de viacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor și prin porunca Dumnezeului celui veșnic, a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte de credință, a lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava prin Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin. Să ne așezăm. Fiind prima mea predică din anul 2022 în Biserica Philadelphia, am ales ca din textul acesta, format din trei texte, trei încheieri, să vă fac trei urări și odată cu aceste urări, explicând acest text, aceste urări să mă cuprindă și pe mine în ele și să fie ca precum scrie în textul acesta, să fie în noi, între noi și în biserica noastră. Amin. Și să fie anul acesta un an al bucuriei, al stabilității, un an al harului îmbelșugat al lui Dumnezeu. Privind la textul acesta, iubiții mei, pe fragmente, primul fragment este cuprins între versetele 17 și 20, aceia care aveți scripturile, m-aș bucura mai cu seamă în seara aceasta să vă uitați în ele, sigur vom fi ajutați să se proiecteze la un moment dat versetele cheie, dar primul fragment din textul nostru se ocupă cu ceea ce alegem să numim precauția, precauția. Pentru că avem aici o preocupare pastorală din partea apostolului Pavel, o grijă pe care Pavel o are față de o biserică pe care n-a văzut-o încă, unde nu a fost in persona, dar unde avea multe cunoștințe și despre care avea foarte multe informații.
E surprinzător, o surpriză plăcută să vezi cum apostolul e atât de preocupat de oameni cărora nu le-a predicat niciodată. Oameni și biserici care nu s-au deschis prin slujirea lui în locul acela. Pavel va ajunge la Roma, dar acum încă e departe și poartă dorul de a ajunge la biserica din Roma și totuși este preocupat de ei. Avem așadar în primul fragment precauția. Iar această precauție, haideți să recitim, vă rog, versetul 17 la 20, pentru a împrospăta, această precauție are trei elemente, le vom identifica de îndată. Vă îndemn, fraților, să vă feriți sau să vă păziți cu grijă de cei care fac dezbinări și tulburare, sau, vă dau și variante alternative, sau cei care pun obstacole, pun piedici, împotriva învățăturii pe care ați primit-o, depărtați-vă de ei, sau o altă traducere folosește evitați-i. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor, acolo este la propriu, stomacului lor, vom reveni, și prin vorbiri dulci și amăgitoare, sau vorbe mieroase și măgulitoare, sau vorbire plăcută și prin lingușire, vorbe atrăgătoare, cuvinte plăcute, ei înșală inimile celor lesne crezători sau inimile celor simpli, sau o traducere mai adecvată, inimile celor naivi. Că despre voi ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur dar de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul. Cuvântul prost nu apare în varianta originală, este un entuziasm al traducătorului. Am putea zice să fiți prevăzători cu binele și neamestecați cu răul, sau să fiți înțelepți cu privire la ce este bun și curați cu privire la ce este rău. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin. Trei elemente. 1. Precauția descrisă în acest fragment are în primul rând elementul numit intrigă. Fiți precauți cu privire la intrigă. Spune să vă feriți de cei care fac dezbinări, care țes intrigi, care pun piedici, care în loc să împingă carul Evangheliei, cum tot spunem noi, înainte, ce fac cu el? Îl trag înapoi. Să vă feriți, să-i evitați pe aceia care sunt împotriva învățăturii noastre, iar a noastre în text se referă la ce predica Pavel și toți ceilalți apostoli, mai ales aceia care umblaseră cu Iisus. Gândiți-vă că împotriva învățăturii corecte, evanghelice, apostolice, s-au ridicat oameni încă în timpul apostolilor. Erau contemporani cu apostolii. Noi ne mirăm câteodată în mod romantic, aproape naiv, că astăzi unii își permit să aibă o altă învățătură decât învățătura apostolică. Noi ne mirăm. Cum ar fi trebuit să se mire apostolii și nu Pavel în primul rând, care n-a umblat cu Domnul, ci Petru, Iacov, Ioan, ca să-i enumerăm pe cei mai importanți, care au umblat cu Domnul și care nu erau credibili, deși ei au văzut, au atins, au simțit, au mirosit. Intriga este primul lucru la care trebuie să facem atenție, sau biserica din Roma trebuia să fie atentă. Atenție la cei care fac dezbinări. Ce vă spun eu, știm toți din experiența umană, experiența de viață, că e mai ușor să dezbini decât ce să faci? Să aduni. E mult mai ușor, ba chiar e tentant să fii intrigant, să porți vorbele, știi, să... decât să taci, să fii înțelept, să urmărești pacea, să urmărim cu toții unitatea, pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Să nu ne facem că nu vedem că aceste prime comunități, chiar prime comunități creștine, chiar și în Roma, erau cumva în pericolul scindării, a dezbinării, a disensiunilor, nu? Erau cumva în pericolul fărămițării și cumva unitatea locală, sigur, să nu fie păstrată.
Apostolii au avut o grijă să vestească Evanghelia, sunt de acord, dar a doua grijă după vestirea Evangheliei și după ce oamenii îl primeau pe Domnul, era ca oamenii, comunitățile să rămână cum? Împreună. Unitatea e ceva prețios și fragil, căci tot ce e prețios e fragil. Unitatea este ceva ce ne dorim cu toții, visăm la ea. Nici nu știm cum să o definim, nu știm cum să o construim, aproape că nu știm ce înseamnă decât atunci când am pierdut-o. E ca sănătatea. Nu știi ce înseamnă să fii sănătos până când nu ajungi să fii cum? Bolnav. Nu știm să apreciem, iubiții mei, nu știm și poate nici nu prea am știut și ca și comunitate faptul că e bine între noi, că nu avem tensiuni, că slujitorii se înțeleg, ba toți ne înțelegem și ce apare pe traseu, reparăm pe traseu și ne înțelegem, ne simțim împreună. Suntem, cum am cântat, o familie de care? Unită. Feriți-vă de cei care fac dezbinări, pentru că intriga este o boală incurabilă, este un virus, este un cancer al relațiilor. Intriga a făcut ca familii mari, case bune, da? Să fie destrămate, biserici bune să fie destrămate. Și n-a fost la origine ceva grosolan, o dramă, o apostazie, mă înțelegeți, o proclamare de erezie de la amvon, nici vorbă, au fost intrigi mărunte. Și au fost tot mai mulți care au dat crezare, care au fost cumva sensibili, naivi și s-au lăsat duși, pradă intrigilor. Al doilea element, dragii mei, al precauției este legalismul. Ați auzit bine, legalismul. Zice că oamenii aceștia, spune în același verset, nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci slujesc, ce scrie? Pântecului. Majoritatea exegeților, aici trebuie să explicăm, majoritatea exegeților zic că acești eretici care slujesc cui? Pântecului, stomacului, poate nici nu-i bine să vii cu așa predică după sărbători. Poate nu-i bine, acum mă gândesc, să mă iertați, mai e greu să mai dau înapoi. Zice că cei care slujesc pântecului în contextul roman, în contextul epistolei, în contextul altor ocurențe, adică altor locuri din alte epistole unde apare din nou cuvântul stomac, da, ca ispită, ca oameni care au căzut într-o erezie a stomacului. Majoritatea exegeților, și să mergem pe mâna lor, să mergem pe mâna specialiștilor în sfârșit, spun că aici nu e ce ni se pare nouă că ar fi la prima citire, că eu la prima citire am crezut că dacă slujesc pântecului se referă la aceia care se îmbuibează cu mâncare, cu băutură, care, mă înțelegeți, gurmanzii mănâncă de nu se mai satură, ăștia nu mănâncă să trăiască, ăștia trăiesc ce să facă? Să mănânci. Eu așa am crezut până când am luat seamă la ce spun specialiștii. Specialiștii zic, nu la asta se refer. Și faptul că ne gândim la asta prima dată arată ce zace în noi. Arată pe unde sunt ispitele noastre, că cumva ne zicem, măi, doar nu se referă la asta. Și ca să vă liniștesc pentru moment, nu se referă la asta. Dimpotrivă, se pare că e vorba de eretici evrei, care, deși înțelegeau creștinismul, ba chiar unii se botezaseră în religia creștină, și acum să facem atenție, continuau să fie mai evrei decât cine? Evrei. Și erau foarte atenți la zile de sărbătoare, la toate cutumele evreiești și mai ales subiect extrem de fascinant pentru evrei, erau atenți la detaliile culinare și la ce mâncăm și cât mâncăm și când mâncăm și toate acestea. Prin urmare, e vorba de o sectă sau e vorba de o categorie de eretici care nu promovau îmbuibarea și plăcerile trupești și pământești. Nu! Dimpotrivă, spuneau invers, asceza este la putere. Nu toate bucatele sunt pentru noi, chiar dacă am devenit creștini. Este, de fapt, dacă vreți, categoria acelor oponenți ai lui Pavel, cu care se va lupta în Galatia, în special în Galatia, dar și în alte părți,
Sunt cumva acei iudaizatori care veneau în urma mesajului apostolilor și spuneau, da, Hristos e bine și noi l-am primit pe Hristos, dar să nu renunțăm la ce? La lege. Și ei înțelegeau prin lege toate aceste cutume, aceste scrupule religioase. Și când zice, slujesc pântecelui lor, slujesc stomacului lor, adică l-au înlocuit pe Hristos cu stomacul, cu această preocupare, cu aceste rigori asupra corectitudinii, asupra, știți, asupra aspectului culinar și fac din asta o lege, o lege mântuitoare. De aceea, dragii mei, ceea ce se potrivește cu aceștia, cu pântecele, este legalismul. Legalismul. Ei folosesc pentru promovarea legalismului, cum am citit, vorbire, auziți, vorbire, vorbe dulci și amăgitoare. Vorbe dulci și amăgitoare și înșală inimile celor lezne crezători. Publicul țintă al acestora sunt naivii, oamenii sinceri, ei sunt prada, victima. Oamenii sinceri care abia s-au convertit. În contextul bisericii din Roma, totuși Roma, capitala Imperiului, mulți dintre cei care se convertiseră veneau nu din mediul evreiesc, ci veneau din mediul păgân. Prin urmare, când au ajuns în biserică, dacă li se șoptea azi, mâine, li se șoptea că se poate mai mult, că trebuie mai mult decât să ne bucurăm în Domnul, decât să fim morali, trebuie să avem grijă la detaliile acestea culinare, li se părea fascinant și erau în stare să facă orice, pentru că erau în dragostea de unde sau de când? Din tâi. Care n-am căzut în extreme în dragostea din tâi? Care n-am crezut că e mai mult decât e? Că trebuie mai mult decât trebuie? Și nimeni nu ne poate acuza de asta, pentru că naivul e nevinovat. Ca să ne liniștim, naivul e nevinovat. Vinovat nu e cine crede, zice Pavel aici. Vinovat nu e cine cade în legalism. Nu, el nu e vinovat, el are inimă sinceră. Vinovat e cel care îi predă această învățătură. Vinovat e, el e perversul, pentru că el știe adevărul și apoi îl răstălmăcește, da? Îl alterează cu aceste învățături. Și în fine, al treilea element, iar apoi voi trage o concluzie foarte actuală, la care eu personal nu voi mai reveni tot anul. Al treilea element este retorica. Retorica. Zice că își promovează aceștia doctrina cu vorbe dulci și amăgitoare. Deja am anticipat lucrul acesta. Interesant că acolo unde citim vorbe dulci, e folosit un cuvânt în original care înseamnă binecuvântări. Am fost surprins să văd. Dacă ar fi să traducem motamo, să fim atenți un pic la detalii, zice că binecuvântări dulci. Cui nu-i trebuie binecuvântări? Ei aveau mare succes cu această învățătură pentru că părea atât de duhovnicească, mă înțelegi, nu te chema la păcat, da? Nu era oferta păgânilor de care te sperii, nu? Ci era oferta asta să fii mai. Și încărcau spiritual aceste detalii. Și zice că promiteau binecuvântări, foarte posibil că puneau totul în contextul binecuvântărilor, că cine face așa, cine recurge la această asceză, cine împlinește mai mult decât a cerut Hristos și urmașii lui Hristos, cine face mai mult, ăla o să aibă binecuvântări suplimentare și ademenea pe naivi, că doar toți vrem binecuvântări, cât mai multe. Noi când ne întâlnim bașii de la amvon, mai zicem Dumnezeu să te binecuvinteze. Ar trebui să ne oprim în loc și să mai zicem, deja ne-a binecuvântat Dumnezeu. Numai să ne învrednicim de cât ne-a binecuvântat și El va continua să ne binecuvinteze. Zice că pun miere, e dulce, au o retorică specială, au un talent extraordinar, au o vocație extraordinară. Primele secole ne-au lăsat câteva mărturii care atestă că ereticii erau uneori mai talentați vorbitori publici decât adevărații predicatori. Istoria arată un paradox care sigur că ne intrigă într-un fel. Nu e corect să fie așa. Dar zice că câte unul care trăia cu Dumnezeu, care avea experiență, câte un slujitor local, se împiedica în limbă și în versete și, mă înțelegeți, făcea cacofonie, era un pic agramat, era bâlbâit. Și în zona lui apare un mare retor care vorbește mult mai bine decât el, care explică mult mai bine.
care știe mai bine să lucreze cu omul, care îi spune omului ce vrea omul să audă. Numai că acela e eretic. Mare strângere de inimă aveau apostolii și urmașii lor. Și ziceau, nu dați crezare aceluia, nu vă lăsați seduși de talent, de vocația aceasta, de toată șmecheria aceasta, sigur, foarte inteligentă și ușor elitistă. Nu vă lăsați seduși, nu vă lăsați. Iubiții mei, în legătură cu precauția pe care am descris-o pe scurt, aș vrea să fac o aplicație foarte actuală. Aproape nu vă gândiți la ea pentru că nu mi-este obiceiul, dar am zis că în prima duminică ai niște permisiuni. În contextul sanitar în care trăim, fiți atent la fiecare cuvânt, că nu vreau să intru în detalii. În contextul sanitar în care trăim de o vreme, mai ales în mediul virtual, mai ales, suntem hărțuiți în fel și chip. Și detalii sanitare, fie privitoare la virus, fie la combaterea acestuia, și nu mai intru în detalii, detalii sanitare, fie la virus în sine sau combaterea lui, ce decizie luăm, detaliile acestea sanitare, iubiți credincioși, cu respect vă spun și nu o să o mai repet, sunt încărcate în mod nelegitim din punct de vedere spiritual, sunt spiritualizate nelegitim, incorrect, năucitor, intrigant. Adică ceea ce trăim noi ca o criză sanitară, ca umanitate, indiferent care este atitudinea individuală pe care fiecare o luăm și care este respectabilă, oricare ar fi, a fost mai ales și este mai ales în mediul virtual, este subiectul unei spiritualizări nepermise, pentru care cei care o fac, își vor lua pedeapsa, oricine ar fi ei, oricum s-ar chema și orice pe ce canal i-ați vedea. Mai ales folosind amvonul pentru asta. Și acum, ca să folosesc o retorică mai puțin contundentă, voi sfârși prin a spune, iubiți frați și surori, dragi credincioși, dacă tot ce trăim noi acum avea o legătură directă cu vreun text din Biblie, credeți că nu v-am fi spus noi? Credeți că am fi lăsat pe alții să spună? Nu i-am fi lăsat. Ci noi am fi început și v-am fi spus, uitați fraților, acum se împlinește aici, acum aici și în sfârșit în Apocalipsă. Nu v-am fi spus noi, iubiți-ne și respectați-ne, că v-am fi spus. Cum n-am fi spus? Doar e palpitant să pot spune asta. Doar e fascinant, uitați-vă cât sunt de vizibili în mediul acela cei care tâlcuiesc vremurile cu versete care n-au nicio legătură. Iubiți, frați și surori, Scriptura nu spune nimic despre toate acestea, dar spune mult despre frica de moarte, frica de boală, atitudinea în suferință, ajutorarea semenului, despre toate acestea vorbește Scriptura. Și anul acesta ne propunem ca slujitori despre toate acestea mai mult să vorbim. Despre ceea ce spune Scriptura. Și în fine, e prea picant, vezi că de-abia închei și eu. Orice atitudine ai avea față de criza sanitară în care ne aflăm, orice atitudine, ascultă-mă, nu te face mai spiritual. Nu te face. Alte lucruri ne fac spirituali. Nu te face nici mai lumesc, știți cum zic? Nu te face. Nu te modifică în zona aceasta spirituală. Nu, iubiții mei, este o atitudine pur umană care are legătură cu trupul în ultima instanță, cu trupul tău, cu trupul meu, dar nu ne modifică spiritualitatea în niciun fel. Ar fi prea simplu să fie așa, ar fi magic, ar fi primejdios, ar fi incorrect și ridicol, ca o decizie care vizează un pericol sanitar. Oricare ar fi ea, să ne facă mai spirituali. Spiritual ne face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Spiritual ne face lucrarea lui Hristos în noi. Să luăm seama să nu ne dezbinăm, frați și surori. Pentru că toate acestea n-au legătură directă. Știți cum zic ele? Au legătură ca efect, dar nu în mod direct cu toate acestea. Și poate să adăugăm, încerc să nu fiu ironic, să ierte Dumnezeu și pe aceea
care fac și promovează toate acestea, să ierte Dumnezeu și să-i trezească. Că doar Dumnezeu poate. Doi. Al doilea fragment, versetul 21 la 24. Să-l recitim. Timotei, tovarășul meu de lucru sau colaboratorul meu, vă trimite sănătate sau vă salută. Tot așa și Luciu, Iason și Sosipater, rudele mele. Aici nu e vorba de rude, în mod direct, ci e vorba de compatrioți sau conaționalii mei. Vă trimit sănătate în Domnul eu, Terțiu, care am scris epistola aceasta. Gaiu, gazda mea și a întregii biserici, vă trimite sănătate. Erast, vistiernicul cetății, vă trimite sănătate, tot așa și fratele Quart, acolo pentru vistiernic puteți să puneți administratorul cetății, sau, probabil, termenul omologat pentru noi azi este, dacă nu l-am notat și l-am uitat, cei peste oraș, nu primar. Na. City, ceva cu city. Nu? City manager. Ăsta e. Deci aici vistiernicul, nu că e contabil și numără banii și dă chitanța asta, nu. Asta, Gaiu acesta era city manager, adică după primar cam așa înțeleg eu. Și apoi din nou harul lui Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Aș vrea să enumerăm puțin, să luăm această enumerare, este frumoasă, să trecem peste ea. Timotei, tovarășul meu de lucru, recrutat de Pavel în a doua călătorie misionară, vezi fapte 16. Apoi cei trei enumerați unul după altul, Luciu, Iason și Sosipater, să punem din nou că și așa sunt nume care nu le țin în minte. Luciu este probabil Luciu din Cirena, cum găsim în fapte 13 cu 1, acolo iarăși este o enumerare unde apare Luciu, poate că e același Luciu, se pare. Iason, știm că l-a găzduit pe Pavel, ba chiar l-a scăpat în timpul răscoalei din Tesalonic, cum citim în fapte 17 cu 1 la 9. Și Sosipater este probabil acea persoană, aceeași persoană cu Sopater, fiul lui Pirus din Berea, cum citim în fapte capitolul 20, versetul 4, care l-a însoțit pe Pavel ca membru al delegației din Macedonia. E posibil, spun specialiștii, ca Sopater să fie prescurtarea lui Sosipater. Dacă lucrurile stau așa, atunci Luciu, Iason și Sosipater erau oameni care aveau măcar o experiență comună cu apostolul. Apoi Terțiu, redactorul epistolei, Pavel nu scria propriu-zis pentru că nu vedea să scrie, da? Știa ce să scrie, dar nu vedea, da? Bine că noi trăim acum exact invers. Așa, știți dumneavoastră ce am vrut să spun? Și zice... Eu, Terțiu, vă salut și eu și este singura epistolă paulină unde redactorul, secretarul se salută la persoana întâi, da? Este singură. Apoi urmează Gaiu, gazda lui Pavel și a bisericii. Sensul de gazda bisericii nu e neapărat că el era proprietarul casei unde se afla biserica, ci doar că avea o ospitalitate mare în care încăpea toată biserica. Numele Gaiul regăsim în fapte 19 cu 29, 20 cu 4, dar și în 3 Ioan, capitolul 1, epistola aceea scurtă, dar aici e posibil ca acest Gaiu să fie cel pe care l-a botezat Pavel în Corint. Vezi 1 Corinteni 1 cu 14. Apoi avem Erast, vistiernicul cetății, un creștin cu o poziție socială și politică neobișnuit de înaltă pentru vremea aceea, a nu se confunda cu Erast, unul dintre colaboratorii apostolului. Și în fine, la urmă este fratele Quart, nume latin care înseamnă al patrulea, Quartus, așa cum Tertius înseamnă al treilea. Ăsta este al patrulea, nu mai apare nicăieri în Noul Testament, foarte probabil unul dintre creștinii, dintre frații care s-au remarcat în părtășia cu Pavel și Pavel îi salută, iată, pe cei din Roma și din partea acestui frate Quart. Da? Oricare putem fi în locul fratelui Quart. Dacă nu ne regăsim între cei menționați, că unul e city manager, unul este colaborator apropiat, ăștia sunt conaționalii lui Pavel, au istorii împreună, deci dacă nu ne regăsim în toată enumerarea, eu nu mă regăsesc, atunci eu m-am pus fratele Quart, da? Adică asta la urmă, fratele, nu știe nimeni cine, e aproape anonim, atâta numai că știm cum îl cheamă, dar nu știm nimic despre el.
Toate acestea vorbesc despre părtășie. Apostolul Pavel descrie aici așa de frumos părtășia ce avea cu oamenii aceștia. Dragii mei, acești oameni nu sunt cei la care Pavel transmite salutări, ci sunt cei care transmit salutări împreună cu Pavel către biserica din Romă. Adică erau împreună, scriau împreună, cum am zice, nu? Poate că Pavel le-a citit scrisoarea înainte să o trimită. A zis, ia citește-le, ia stai să vină și city managerul. E vorba de orașul Corint, că am uitat să vă spun, din Corint s-a scris epistola către romani. Și-o fi zis el, stai să vină și city managerul, că stai ocupat, mai vii ori nu mai vii. Și zice că vine. Și a venit și el, a sudat tot. Zice, stai și ascult. Și mai bate cineva la ușă și era fratele care? Cam să-l ține minte pe acesta. Fratele? Quart. Și el. Dar pe tu ce funcție? N-am nicio funcție. Dar pot? Poți. Această listă, iubiții mei, asta descrie, n-avem noi vreme să o analizăm, dar aici avem relații colegiale, vezi Timotei, relații etnice, vezi Luciu Iason și Sosipater, da? Evrei, probabil din zona de unde se trăgea Pavel. Avem relații ocazionale, Erast, da? Quart, acești oameni cu care se întâlnește Pavel și leagă o părtășie, poate chiar o prietenie, da? Ocazional, pentru că se aflau și ei în Corint, când Pavel este în Corint. Totul aici ne conduce spre ideea de părtășie. Pavel nu e singur, când scrie nu e singur, când salută nu e singur. Pavel nu e singur. A doua urare ce aș face-o iată către biserică este ca Dumnezeu să binecuvinteze viața și biserica noastră nu numai cu precauție, ci și cu părtășie. Adică să nu ne simțim niciodată singuri, niciunul dintre noi, să ne simțim bine acompaniați. Aia nu înseamnă că tot ne vizităm toată ziua, ci ne biruie așa, da? E mare ispită ne facem. Nu înseamnă că venim zilnic la biserică, nu înseamnă că trebuie să ne vorbim cu toții, să ne îmbrățișăm, nici nu avem voie. Și iar nu o să mai avem voie. Mult iar nu o să mai avem. Dar zice că privindu-ne de deasupra măștii, dar zice că în rugăciune, în gândul cel bun, da, să ne purtăm în suflet unii pe alții. Cum Pavel îi purta pe ei și ei pe Pavel și erau atât de diferiți. Unul era șeful orașului, unul era, nu știa nimeni de unde este el, cum îl cheamă pe el și uite cum încap toți în aceeași listă. Ce minunat e în părtășie, pentru că ceea ce a legat pe ei nu erau funcțiile, nu erau nivelele culturale atât de diferite între ei, ceea ce îi leagă pe toți din listă e Hristos, e Dumnezeu. Să ne lege pe Hristos pe toți. Și să mai cântăm cântarea aceea, ori mai bine să se împlinească. Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună, cu lanțuri ce nu pot fi rupte. În fine, al treilea și ultimul fragment, versetul 25 la 27. Iar aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, și trecem acum peste acel intermețu, a lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Aici este o doxologie, o laudă la adresa lui Dumnezeu, care conține trei elemente atât de potrivite și pentru încheierea predicii, și pentru motiv de rugăciune, și pentru o bună despărțire unii de alții. Avem aici trei calități ale lui Dumnezeu. Prima calitate este puterea lui Dumnezeu. Puneți, vă rog, versetul 25, unde citim, iar aceluia care, ce scrie? Aceluia care poate. Asta este primul element. Dumnezeu este slăvit în această doxologie, este văzut ca cel care poate. De aceea punem noi numele precauție, părtășie și acum zicem proslăvire, adorație. Eu nu pot, nici tu nu poți. Putem diferit, putem limitat, putem pentru o vreme. Puterile noastre sunt slabe, chiar puterile noastre sufletești, dar mai puterile noastre fizice. Puterile noastre se termină repede, se epuizează repede, însă spre deosebire de noi, de muritori, Dumnezeu e singurul care poate, pentru că El este atotputernic. Dumnezeu poate să vă întărească și acolo înseamnă să vă facă puternici, statornici, fermi, în atitudine, în crez,
Lucrul acesta apare în 1 Tesaloniceni, în 2 Tesaloniceni, nu vreau să mai citez, dar în mai multe epistole, Apostolul Pavel spune Dumnezeu poate să vă întărească sau Dumnezeu să vă întărească, pentru că El transferă într-un fel, în parte, puterea Lui cu noi și dacă avem putere în sensul spiritual, este pentru că Dumnezeu ne dă putere. De aceea îl binecuvântăm pe Domnul de la această premiză, că acela sau Domnul poate să ne întărească. Atâtea provocări stau înaintea noastră în anul acesta, nici nu știm noi câte. Să zicem, Doamne, Tu poți să mă întărești, să fac față, să facem față. Domnul să ne asculte. Al doilea rând este înțelepciunea lui Dumnezeu. Ce frumos, versetul 27 spune, El, Dumnezeu, care singur este înțelept. Asta nu prea mai apare prin Scriptură, Dumnezeu cel înțelept. Ba chiar accentuează Pavel, El singur este înțelept, ceea ce cumva arată că înțelepciunea Lui este unică, dacă El este unic și oricât de înțelept ar fi cineva dintre fiii oamenilor, cel înțelept, desăvârșit, deplin, etern, rămâne Dumnezeu. Înțelept acolo este Sofos, de la Sofia, și se referă cel care are capacitatea de a înțelege deplin, de a înțelege toate lucrurile și legătura dintre ele. Se pare că în felul acesta Dumnezeu este înțelept, că El știe subtilitățile, le leagă, la El totul e clar, ceea ce la noi nu e clar, la El totul e clar, El este singurul înțelept. Așadar, să nu zicem, Doamne, dăm doar puterea Ta, să zicem, Doamne, dăm și din înțelepciunea Ta. În Cartea Proverbe avem versete memorabile care spun să nu ne socotim singuri cum? Înțelept, să ne încredem în Domnul. De ce? Pentru că El singur este cum? Înțelept. De câte ori ne-am crezut noi înțelepți, am dat greș. De câte ori am făcut cum ni s-a părut, am dat greș. Dar când am fost smeriți, când L-am chemat pe Domnul în ajutor, când nu ne-am lăsat până când nu am simțit că aceea e voia Domnului, că acum am interpretat corect, abia atunci lucrurile au ieșit. Și în fine, slava lui Dumnezeu. A lui Dumnezeu să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. A Lui să fie slavă. Vechiul și Noul Testament cunosc această temă dominantă a slavei lui Dumnezeu. Poporul evreu a văzut în toate momentele lor de grație slava lui Dumnezeu. Iar când s-au depărtat de Dumnezeu, durerea lor a fost nu atât că s-au depărtat, că uneori le-a plăcut să se depărteze. Ce făceau, le aduceau plăcere, reprezentare în ochii celorlalți, mă înțelegeți? Deci cumva căderile lor uneori erau plăcute, erau inteligente, cum am zice, li se potriveau, găseau argumente pentru ele. În toate căderile lor, ale evreilor, drama cea mai mare a acestui popor a fost tocmai faptul că nu mai simțeau prezența sau slava lui Dumnezeu între ei. Și apoi, ce frumos, întrupându-se Domnul, cum citim în prologul Evangheliei după Ioan, zice, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi ce-am făcut? Am privit. Versetul 14, noi am privit slava Lui, o slavă ca aceea a singurului născut din Tatăl. Noi am privit slava Lui. Oare Ioan a scris, nu? Când ai văzut tu slava Lui? Asta e o întrebare mare cât tot anul în care am intrat. Când a văzut slava? Oare când ai văzut slava Lui? Când a însetat, când a înfometat, când a adormit la cârmă? Oare când ai văzut slava Lui? Când s-a prăbușit în Ghețiman și a spus, îndepărtează paharul de la mine? Oare când ai văzut slava Lui? Când a fost legat de cei care veneau să-L prindă? Când a fost sărutat de sărutul trădării a lui Iuda? Când a fost pălmuit? Când a fost crucificat? Oare atunci ai văzut slava? Sau, să vă dau al doilea registru, Ioan, sau când ai văzut-o, sau poate ai văzut-o când a făcut prima minune în Cana din Galileea. Și apoi în toate minunile succesive, până la momentul acela apoteotic, pe munte, la înălțime, când s-a schimbat la față. Și acolo ei trei
au căzut la pământ, pentru că nu pot să rămâi în picioare când se manifestă plenar slava lui Dumnezeu. Te întâlnești cu un om, cu un om mare și ai o emoție, dar să te întâlnești cu Dumnezeu. Și apoi, când ai mai văzut slava lui Ioan? Tu, Ioan, când ai văzut? În arătările, nu? De după înviere, iarăși, slava lui Dumnezeu. Și la înălțarea la cer, iarăși, slava lui Dumnezeu. Ați văzut? Așa de frumos spune, noi am contemplat slava lui Dumnezeu. Aici Apostolul Pavel spune, a lui Dumnezeu să fie slava în Hristos Iisus și în vecii vecilor. Și iată a treia urare, fie ca în biserica noastră, a lui să fie slava. Și să nu luăm slava lui Dumnezeu nici în mintea noastră, nici în simțirile noastre, să rămânem smeriți cu Dumnezeu și totul să fie spre slava Lui. Și dacă ceva e bun și ziditor, să zicem, slăvit fie Domnul pentru asta. Și când nu merg lucrurile cum am vrea să meargă și când suferim într-un fel sau altul, să zicem, Doamne, slăvit să fii Tu pentru toate, că în toate se vede slava Lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm înaintea acestui Dumnezeu și să venim în rugăciune de mulțumire. Sigur, în această rugăciune putem spune, Doamne, binecuvintează-ne cu mai multă precauție. Amin. Să nu ne pierdem inimile, să nu fim naivi și să ne hărțuiască unul și altul, culmea și fără argumente, și fără pregătire, și fără diplome, numai Dumnezeu să aibă milă de ei. Amin. Ne mai putem ruga, Doamne, întărește părtășia între noi. Și, Doamne, ajută-ne să Te proslăvim anul acesta, să Te adorăm, să Te lăudăm.